Bună dimineața, bun găsit tuturor. În scurt timp va începe aici, la Înalta Curte, acest ultim termen în dosarul în care Sebastian Ghiță este acuzat alături de fost șefi din poliție și din parchete din Prahova de mai multe fapte de corupție și vorbim de la cumpărare de influență, dare de mită, șantaj, dar și conducere fără permis. Spun procurorii DNA că în perioada iunie 2013, primăvara anului 2014, Sebastian Ghiță ar fi aflat că pe rolul parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești există un dosar în care se cercetează fapte de evaziune fiscală și ar fi aflat mai multe detalii din acel dosar. În schimbul acestor informații care nu erau destinate publicității, le-ar fi promis acestor șefi din poliție și din parchete că îi va ajuta să-și mențină funcțiile de conducere. Rămâne să vedem astăzi ce vor spune avocații, pentru că magistrații le-au cerut la celălalt termen ca astăzi să fie pregătiți pentru ultimul cuvânt, iar mai apoi așteptăm această pronunțare, care este, atenție, în primă instanță, așadar ea poate fi mai apoi contestată. Mulțumesc foarte mult, Corina!